În a doua jumătate a secolului al VII-lea, trăiau în cetatea Ironopolis soții Serghie și Maria. Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi fii, dintre care cel născut în anul 780 a primit la botez numele de Grigorie, ceea ce se tâlcuiește veghetorul sau cel pururea treaz. Participarea la sfintele slujbe bisericești, ascultarea atentă a lecturilor citite din Apostolul și Evanghelia Duminicilor, evlavia față de cântările cultice, au lăsat urme adânci în sufletul nevinovat și înclinat spre cele duhovnicești al tânărului Grigorie. Marile personalități ale sfințeniei biblice l-au atras în chip deosebit, admirând credința lui Avraam, răbdarea lui Iov, râvna lui Ilie, curățenia feciorelnică a lui Iosif și mai ales viața austeră a Sfântului Ioan Botezătorul. Chipul ascetic al pusnicului de pe malurile Iordanului, cu îmbrăcămintea din păr de cămilă și cingătoare de piele împrejurul mijlocului, care se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică, dorea să-l realizeze în ființa sa. Pentru împlinirea acestui scop, de multe ori depărtându-se în loc liniștit, se ruga lui Dumnezeu vorbind cu el, ca să-l învrednicească a se face rob adevărat al său. Pilda tânărului bogat, preocupat de moștenirea vieții veșnice, îi deschide noi perspective pe drumul desăvârșirii creștine. Citind în Sfânta Evanghelie după Matei, că un tânăr întrebă odată pe Iisus Hristos: Învățătorule bun, ce bine voi face ca să am viața veșnică? La care Iisus îi răspunde: De vrei să intri în viață, păzește poruncile, să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. La afirmația tânărului că toate acestea le-am păzit din copilăria mea, urmează întrebarea: ce mai lipsește? Mântuitorul i-a răspuns: Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea o comoară în cer. După aceea, vino și urmează. Grigorie avea conștiința împăcată, ca a tânărului din Evanghelie, că împlinise din copilăria sa toate poruncile moralei creștine. Era feciorelnic, drept, cinstit, milostiv, respectuos față de părinți, iubitor de Dumnezeu și de seminii săi. Totuși, interiorul sufletului său îl îndemna să facă ceva mai mult. Ajungând Grigorie la vârsta majoratului, părinții voiau să-l căsătorească împotriva voinței sale. Potrivit legii civile a Imperiului Bizantin, în epoca respectivă căsătoria băieților era admisă de la 14 ani, iar a fetelor de la 12. Alegerea partenerului de viață, atât pentru băieți cât și pentru fete, era însă hotărâtă numai de părinți. Ceremonialul logodnei prevedea ca în ajunul zilei stabilite de comun acord, tânărul să fie însoțit de două persoane de încredere la casa viitoarei soții. Pe tânărul Grigorie l-au însoțit doi slujitori ai tatălui său, însă el, având dorire să-și păzească întreaga înțelepciune și fecioria, pe ascuns lepădându-se de lume și de toate cele frumoase și veselitoare ale vieții, fără a mărturisi dorința sa, lăsă impresia că este de acord cu voința părinților săi, dar în drumul spre casa logodnicei părăsește pe cei doi însoțitori, se refugiază în muntele din apropierea orașului și cere să fie primit într-o mănăstire. În acest chip a trăit Sfântul Grigorie 14 ani în mănăstire, iar după ce a dobândit toată fapta bună și a deprins luptele tainice ale minții, stând cu vrătnicie și luptând împotriva ispitelor vrăjmașului diavol, a dorit să facă nevoințe ascetice superioare. De aceea l-a rugat pe egumen să-i dea binecuvântarea de a se retrage într-o chilie singuratică, unde să petreacă eliberat de toate grijile trupești și pământești. Bunul său părinte, cunoscându-i fierbintea râvnă pentru desăvârșire, l-a binecuvântat, poruncindu-i să se stabilească într-o peșteră din apropierea mănăstirii. Acolo,
petrecea cuviosul în deplină liniște și în tainice convorbiri cu Dumnezeu prin rugăciuni neîncetate. Biograful Sfântului Grigorie povestește că și acolo a aflat mare supărare, că locuia în peșteră mulțime nenumărată de demoni, încât nimeni nu putea să se apropie de ea. Și văzând pe Sfântul că a intrat cu îndrăznire și fără frică în locul acela alocuit de ei și cunoscând că vor fi izgoniți afară, s-au înfuriat foarte și s-au pornit asupra lui cu tot felul de ispite ca să-l arunce. Mai întâi, demonii s-au prefăcut în ostași înarmați și s-au năpustit asupra lui, strigând cu glasuri înfricoșătoare și zicând: „Ieși din locul nostru în care locuim de multă vreme, că multe rele vei pătimi din partea noastră, iar mai pe urmă te vom ucide.” Apoi s-au prefăcut în scorpii și în balauri, năvălind asupra lui cu gurile căscate, gata să-l înghită. Văzând însă viclenii diavoli că nu au biruit pe cuviosul Grigorie cu ispitele de-a stânga, s-au gândit să-l ispitească cu cele de-a dreapta, adică ale mândriei. Și iată că în noaptea de 9 martie, ajunul sărbătorii Sfintelor Paști, 40 de mucenici au intrat în peșteră purtând cununi strălucitoare ca soarele și au zis: „Noi suntem cei 40 de mucenici ai lui Hristos. Am venit să-ți dăm harul și darul asupra demonilor.” Dar Sfântul, cunoscându-i prin harul lui Dumnezeu care locuia în el, i-a risipit cu puterea Sfintei Cruci. Apoi i-au trezit trupul sub patima desfrânării, încât ardea în el patima aceasta. De aceasta l-a izbăvit însă Dumnezeu în chip minunat, că i s-a arătat în vis Maica Domnului sub chipul mamei sale, care l-a întrebat: „O, prea iubitul meu fiu, care este pricina mâhnirii tale?” Iar cuviosul i-a spus. Atunci i-a scos din trupul său o bucată de carne putredă, zicându-i: „Iată durerea ta, aceasta a fost.” Trezit din somn, cuviosul a constatat că l-a părăsit această patimă. Sfântul Grigorie de Capolitul s-a stabilit în mănăstirea Sfinților Serghie și Vah. Cu 12 zile înaintea morții și-a anunțat sfârșitul, zicând cuvioșilor monahi care erau în preajma sa: „Fraților, îndrăzniți, sfârșitul vieții mele s-a apropiat. Deci luați-mă și duceți-mă în casa cea primitoare de străini, căci după 12 zile va fi sfârșitul meu.” În acest chip și-a încheiat Sfântul Grigorie viața pământească în 20 noiembrie 842. Puterea sa dumnezeiască și-a manifestat-o Sfântul Grigorie de Capolitul îndată după trecerea la cele veșnice. În timp ce îl duceau la locul de îngropare, un gârbov s-a atins de năsălia în care se găseau sfintele moaște și a simțit că o mână s-a așezat peste el și în acea clipă s-a vindecat. După îngroparea cinstitului său trup, un om stăpânit de duhul necurat, venind la mormânt și chemând în ajutor numele Sfântului, s-a tămăduit. Săvârșirea minunilor Sfântului Grigorie de Capolitul în viață și după mutarea sa la cele veșnice s-a răzbândit în tot imperiul, ajungând vestea până în țara românească. Auzind de moaștele Sfântului Grigorie de Capolitul, marele Ban Barbu merge la Constantinopol cu aur mult și slujitori aleși să le cumpere și să le aducă cu cinstita cuvenită la mănăstire. Se zice că sfintele moaște au căzut în stăpânirea unui turc mare, iar Banul Barbu Craiovescu, zidind Sfânta Mănăstire Bistrița și având mare dorință ca pe lângă alte odoare și moșii să o înzestreste cu niște sfinte moaște ale vreunui sfânt, l-a căutat la Constantinopol și cerând să le cumpere de la turcul acela. Acesta i le-a dat în schimbul unei mari sume de bani. Deci punând sfintele moaște în cumpănă și atârnând în jos mai mult banul, unul singur, s-au luat aceste moaște cu galben puțin. Creștinii ortodoxi români
a avut de-a lungul secolelor evlavie profundă și credință puternică în ajutorul lui Dumnezeu, primit prin mijlocirea Sfântului Grigorie de Capolitul. Când țara era bântuită de mari calamități naturale sau molime pustiitoare, poporul de la mic la mare alerga și implora ajutorul Sfântului, în cazuri excepționale, simțindu-se nevoia prezenței Sfintelor Moaște, se forma sobor de erari și egumeni, le ridicau de la mănăstirea Bistrița și le purtau cu adâncă și mândră evlavie la locul nenorocirii. Izbucnind războiul ruso-turc 1768-1774, egumenul mănăstirii Bistrița, Grigorie Ieromonahul, adăpostește iarăși, din cauza pericolului de a fi profanate, Sfintele Moaște în peștera Sfântul Grigorie de Capolitul. Că în această peșteră, în care au fost ascunse moaștele, sălășuiește Duhul lui Grigorie și puterea lui Dumnezeu se vede și astăzi, la o jumătate de mileniu de la aducerea Sfintelor Moaște aici, când o tânără posedată de diavol provoacă o luptă dramatică între puterea binelui și umbra răului. Poate că Dumnezeu a vrut ca noi să filmăm aceste imagini înfricoșătoare de la o exorcizare pornită din senin, fără ruga preotului. Iată deci o minune dumnezească în fața camerei de luat vederi. Poporul român trebuie să fie mândru că a înfiat pe Sfântul Grigorie de Capolitul, întrucât moaștele lui sfinte se găsesc într-o mănăstire din țara aceasta și putem să vedem cu certitudine că el este ocrotitor al acestei țări și că poporul acesta a devenit poporul său.